trebuie să recunosc faptul că am fost cam dezamăgit la începutul acestui an, atunci când Sony anunțau că 2024 nu avea să aducă jocuri exclusive mari pe PS5. După ce în 2023 ne-am delectat cu minunăția de Marvel Spider-Man 2, un titlu care, dacă nu exista Baldur's Gate 3, s-ar fi bătut cu Zelda pentru premiul de jocul anului, nu mi-a picat prea bine să aflu că nu vom mai primi un blockbuster mare din partea japonezilor. Știam totuși că un mic joc pe nume Astrobot, continuarea poveștii roboțelului simpatic din demo consolei Astros Playroom urma să se lanseze, dar fără prea mari așteptări sau pretenții. Dar uite că lucrurile nu sunt chiar așa, iar într-un 2024 cam sec în ceea ce privește jocurile noi, Astrobot are șanse serioase să fie încoronat drept cel mai bun titlu al anului. Nu este nici pe departe cel mai complex joc video din lume, nu are cea mai stufoasă poveste și nici nu aruncă în tine cu mulțime de mecanici și sisteme alambicate, ci este într-o distracției în cea mai simplă forma ei. Sigur, e mișto să te aventurezi într-un RPG masiv de sute de ore și să-ți prinzi urechile în toate particularitățile și chichițele lui. Dar la finalul unei zile lungi, parcă tot ce vreau să fac e să mă relaxez și să mă distrez într-un joc care nu are prea mare așteptări de la mine, care poate fi terminat relativ repede și care, ca în cazul acesta, reușește să-mi aducă un zâmbet pe buze la fiecare pas. Astrobot nu reinventează apa caldă și nici nu încearcă asta. În schimb, am primit un platformer 3D plin de șarm, cu o cârcă de referințe și o magie aduse ilustre istoria PlayStation, cu un level design ingenios și cu cea mai bună implementare a funcțiilor exclusive PS5 din câte am văzut până acum. Și, dacă te uiți la clipul ăsta în ziua în care e postat, e sâmbătă. Iar cum Astrobot poate fi terminat într-un singur weekend, am zis că ar fi o recomandare bună dacă te găsești în casa astea două zile libere și nu ai ce să te joci nou. Astea fiind zise, să trecem la review. Vom începe cu povestea un capitol care nu prea contează atât de mult la un joc de genul și care, inclusiv aici, nu este foarte bine dezvoltat. Dar cu toate astea, avem un fir narrativ, deci să-l explorăm puțin. In a galaxy far, far away, o navă spațială ce arată ca un PS5 plină cu roboți este atacată de un extraterestru malefic, care reușește să fure procesorul și să fugă cu el. Asta face PS5-ul să explodeze, iar diverse componente importante, gen RAM, GPU și stocarea, precum și majoritatea roboților prezenți la bord, sunt aruncați peste tot prin galaxie. La scurt timp, rămășițele PS5-ului naufragează pe o planetă, iar Astro, protagonistul nostru, pornește într-o misiune pentru a recupera atât roboții pierduți prin cosmos, cât și piesele necesare pentru a repara nava și pentru a o face funcțională din nou. Aici intră în joc Dual Spider, o navă mult mai mică, în forma unui controller DualSense, care te va purta prin cele 50 de planete distincte ale jocului. Și uite așa începe aventura în care vei sări din nivel în nivel în încercarea de a triumfa în fața răului. Firul narativ este extrem de simplu și de ușor de înțeles, ceea ce era de așteptat ținând cont că Astrobot este un joc potrivit și pentru cei mai mici de vârstă. Nu a dat pe spate, dar reprezintă un pretext ok care îți dă un scop clar încă de la început. Nu am alte comentarii aici, pentru că firul narativ e și așa subțire, dar oricum nu ăsta e focusul jocului. Așa că hai să trecem la lucrurile care chiar contează. Iar asta ne aduce perfect în discuția despre gameplay. Și primul lucru despre care vreau să vorbesc este implementarea funcțiilor speciale ale controlului DualSense în joc. Astros Playroom a fost vestit pentru asta și fiecare acțiune pe care o făceai avea un feedback convingător pe care îl simțeai în palme. Problema este că, de atunci, nu multe jocuri au profitat la maxim de asta. Adică sigur, al de God of War, Ragnarok și Spider-Man 2 au suport pentru vibrațiile haptice și pentru triggerele adaptive, dar după părerea mea sunt utilizate prea puțin în titlurile de genul. Nu și aici însă, iar cei de la Asobi, studioul din spatele jocului, au reușit să facă controllerul o parte integrală și vitală a experienței, nu doar o unealtă de control de care uiți la 5 minute după ce ai început jocul. Vibrațiile sunt cât se poate de realiste și de precise, până în punctul în care ești transpus direct în lumea jocului. Iar triggerele se schimbă rezistență și feeling în funcție de ce ai de făcut. Pe lângă componenta vizuală și auditivă, chestia asta adaugă încă un strat de imersiune pe care l-am apreciat mult și sper ca din ce în ce mai mulți dezvoltatori să ofere mai multă atenție elementelor astea. Măcar studiourile First Party Sony care lansează exclusive pentru PC. Și difuzorul din interiorul controllerului este pus serios la treabă, iar o grămadă de efecte audio, pași și atacuri se aud direct din mâinile tale. Asta poate fi puțin enervant dacă alegi să te joci cu niște căști mari de gaming pe urechi care blochează sunetul exterior, dar dacă ai consola conectată la un TV și te bazezi pe difuzare ca să auzi jocul, e mișto să ai încă o sursă mai apropiată de tine, dedicată sunetelor din proximitatea imediată a personajului pe care îl controlezi. Reversul medalii este că toate astea îți omoară de-a dreptul bateria. DualSense nu e un controller cunoscut pentru autonomie incredibilă, ba chiar din potrivă, dar dacă Sony spun că în scenarii normale controllerul ar trebui să reziste minimum 6 ore după doar 3 în Astrobot a trebuit să conectezi cablul. Desigur, sunt de părere că sacrificiul ăsta merită din plin făcut pentru gradul mai ridicat de imersiune. Și dacă ai două dual sensor, poți face o între ele de fiecare dată când unul capitulează, dar tot zic că merită menționat. Acum vreau să aducem în discuțiile nivelurile în sine, care sunt o adevărată minunăție. Așa cum ziceam și mai devreme, în Astrobot sunt numai puțin de 50 de planete distincte cu 80 de niveluri pe care le poți explora un număr deloc mic, ținând cont de cât de bine arată totul. De la texturi și efecte vizuale până la flora și fauna extrem de variate în funcție de biomul în care te afli. Nu ai zice că e cel mai arătos joc ever de pe PS5, dar art style-ul simpatic reușește să complimenteze bine vibe-ul din Astrobot. Pe lângă asta, fiecare stagiu major aduce în schemă o anumită putere sau power-up care schimbă complet modul cum abordezi problemele. Fie că vorbim despre puterea de a te face mic cât un șoarece, pentru a intra în locuri unde nu ai fi putut altfel să ajungi sau despre pentru niște brațe imense cu care te poți prinde de tot felul de chestii pentru a avansa. Jocul mereu aruncă cu ceva fresh și interesant în tine într-un ritm cum foarte rar am văzut în alte titluri. Practic, la fiecare 15 minute ai o abilitate nouă cu care să te joci, iar asta face jocul să nu se simtă nici măcar o secundă plictisitor. Pe tot parcursul celor 10 ore de joc, ajungem imediat și acolo, vei descoperi tot timpul lucruri noi și felul de a interacționa cu mediul înconjurător la care nu te-ai fi gândit nici ruptul capului și pe care nu prea le-am văzut în alte titluri similare. Se vede că dezvoltatorii au acordat o atenție sporită acestui aspect și, sincer, a fost alegerea cea bună, pentru că degeaba ai un world design bun, un protagonist simpatic și vibrații haptice precise, dacă activitățile pe care le faci propriu zis sunt plictisitoare și anoste. Un alt topic important la un joc de genul, care este gândit și pentru gamerii mai mici, este gradul de dificultate. Astrobot nu are un meniu de unde să selectezi cât de greu vrei să fie jocul. În schimb, nivelurile principale pot fi încadrate în categoriile foarte ușoare, ușoare și normale. Nu am avut vreun moment în care să mă blochez în misiunile principale și cred că mai toți copiii care sunt familiari cu un controller pot duce la bun sfârșit campania. Dacă dacă te crezi as în tainele platformărilor 3D însă, există și trasee mai grele, complet opționale, care îți vor pune serios la încercare coordonarea și reflexele. Deci există ceva și pentru harcoriști. Dar pe lângă adunatul de componente pentru PS5, adică navă spațială, celălalt scop al tău este să găsești roboți împrăștiați prin univers în urma atacului extraterestru. Și o să ai ceva de treabă aici, pentru că în total sunt 300 de astfel de roboți de găsit în fiecare cotlon al galaxiei. Mulți dintre ei sunt roboți basic, similar cu Astro la aspect, dar o bună parte din cei 300 sunt referințe și într-o are unor personaje cât se poate de recognoșibile. Avem și niște nume mari pe listă, de la Ratchet Clank, la Kratos din God of War, Deacon St. John din Days Gone. Apropo, recomand din inimă Days Gone dacă sunteți fan jocuri survival cu zombie. Aloy din seria Horizon, dar și personaje care nu sunt exclusive Sony, dar care au avut un impact mare asupra consolelor PlayStation, gen Lara Croft din Tomb Raider. Momentele când găsești un astfel de VIP bot, așa cum sunt ei numiți, este unul dintre highlight-urile jocului și este un deliciu să vezi cum au fost adaptate unele dintre personajele tale preferate în universul ăsta. Și să nu credeți că boții sunt doar niște premii pe care le colecționezi și atât, nici pe departe. Fiecare bot pe care îl culegi din spațiu se întoarce pe planeta unde e naufragiată nava, iar de acolo îi poți chema ca să te ajute în diferite situații pe care nu le-ai putea rezolva altfel. Ei își pot uni forțele ca să ridice platforme pe care să te cațeri și să ajungi la un reward sau se pot prinde în ei pentru a forma un pod uman pe care poți să-l traversezi. Sau pot pune umorul la treabă dacă ai de ridicat o piatră foarte grea. Astea sunt doar câteva exemple, și cum jocul nu e tocmai foarte lung, nu vreau să dau mai multe detalii de genul. Pentru că unul dintre punctele forte ale lui Astrobot este sentimentul de uimire pe care îl ai atunci când descoperi lucruri de genul. Și nu aș vrea să vă stric experiența în cazul în care vreți și voi să puneți mâna pe el. Dar dacă tot am menționat de asta, trebuie să discutăm și cea mai mare problemă a jocului durata și prețul. Pentru că da, îți va lua în jur de 10 ore să termini jocul de la cap la coadă și vreo 12-13 dacă vrei să cutreri fiecare colț de univers. Asta nu sună neapărat rău, ținând cont că e un joc care nu trage iurea de timp doar de dragul de a umfla play counterul. Așa cum am mai văzut în trecut la alte titluri care pur și simplu aruncă niște obiective secundare fără substanță să-ți umple din timp. Dar chiar și așa, când iei în considerare faptul că Astrobot este un joc la preț întreg, adică 60 de euro, lucrurile nu mai sunt atât de roz. Sigur, poți face argumentul că alea 10 ore sunt grozave și că merită din plin să le experimentezi. Dar dacă ești un gamer orientat mai degrabă către Bang for the Buck, Asta ar putea reprezenta un deal breaker pentru tine. Nici nu există un mod online care să-i mai prelungească viața, deci odată ce l-ai terminat, nu prea ai multe motive să te întorci la el. În final, trebuie să dăm și un verdict, nu? Pentru mine, Astrobot este una dintre cele mai mișto experiențe de gaming pe care le-am avut anul ăsta. Câteodată e bine să te mai deconectezi de la AAA-urile complexe și stufoase, iar Astrobot este într unui joc casual, făcut cu cap, ingenios și amuzant. Din prima clipă când pornești jocul până la finalul care vine mai repede decât ar fi trebuit, aventura lui Astro a fost grozavă cu foarte puține minusuri la care mă pot gândi. Nu e cel mai arătos joc din lume și au fost 2-3 stagii care mi s-au părut o idee monotone, dar restul de 98% din joc este delicios și zic eu că merită încercat dacă poți justifica prețul mare de 60 de euro în varianta standard și 70 în varianta deluxe cu ceva cosmetice aruncate la pachet. Este Astrobot, un pretendent la jocul anului însă e greu de zis și Black Myth Wukong ar avea o obiecție de făcut aici. În plus, mai avem de așteptat puțin până la lansarea următorului Dragon Age, care, dacă e reușit, ar putea să fugă liniștit cu corona de cel mai bun titlu din 2024. Oricum ar fi, Game of the Year sau nu, Astrobot este o reușită demnă de laude, care mi-a adus aminte cât de amuzant și de interesant poate fi un joc video. Astfel, jocul pleacă de la mine cu o recomandare mare cât mine, dar cu mențiunea că, dacă nu arzi de nerăbdare să-l joci, ai putea să aștepți o eventuală reducere de Black Friday sau de sărbători. Dar chiar și la preț întreg, Astrobot reprezintă o scrisoare de dragoste adresată ps 5 ului dar și a personajelor și jocurilor iconice din istoria PlayStation, pe care nu trebuie să o ratezi. Dar astea sunt doar gândurile mele, așa că abia aștept să le citești și pe ale voastre în comentarii. Cum vă place Astrobot? Considerați că merită titlul de jocul anului sau nu e pentru voi? Sunt curios să văd părerile unui public mai matur, Că un copil sunt sigur că va fi dat pe spate de joc. Nu pot să plec înainte să vă reamintesc de zona zona.store, magazinul nostru cu PC-uri, tricouri și accesorii. Avem și o promoție de back-to-school în desfășurare, așa că aruncă un ochi acolo dacă ești în căutare de un PC de calitate pentru școală în timpul zilei și joacă seara. Ne vom opri aici, mulțumesc din suflet că v-ați uitat la clip, iar dacă v-a plăcut, un like și un subscribe ne ajută și ne susțin să continuăm ce facem aici. Numele meu este Tudor, ne revedem data viitoare. Ciao.